Printre puținii care au luat 3 de dan audiții, să-i primim cu aplauze pe cei de la Grupul de umor, Știrile care nu contează. Hai mă, dar tu măcar și de ce ești aici? Bă, dar chiar eu vreau de la tine întrebat asta, mă, dar ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Dar de ce m-ai luat aici? Ce-am făcut eu? Ce fac eu? Bă, da, mă, lași mă să vorbesc, uite-te la mine! Mă, ofilitule, ce te ambalezi așa? Pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Dar ce mă, în secția asta nu erați destui sau ce? Uite mă, scrie aici clar, ai făcut trafic cu cămile. Trafic cu cămile? Băi, mă surprinde treaba asta. Adică ce vrei să spui? Mă surprinde că tu știi să citești. Era dromader, în primul rând, nu era cămilă, da? Și în al doilea rând, eu am ieșit în trafic cu el, nu făcut trafic cu el. Care-i diferența? Dar cum care-i diferența, mă? Una e să-l plimbi și alta e să-l vinzi. Nu, care-i diferența dintre cămilă și dromader? Dromaderul are mai multe obățiuni. În primul rând că aceste animale n-au voie să circule pe străzi la noi în țară. Așa, și în al doilea rând ce vrei să spui? Ia. E o tâmpenie. Au. Ești un înapoiat. Nu mai da, mă, la vaccin! De ce nu ții, mă, mașină? Păi și cu dromaderul meu ce fac? Să-l duci în... Unde? La grădina zoologică. Dar nu, că nu vrea, am fost cu el, dar nu vrea, nu place la el, e vrut la mol, băut cafea, tras la narghilea. Nu-mi place. Nu mai rezist, te arestez. Cum? Nu, stop! Nu mă arestezi tu pe mine. Tu nu ai avut voie să arestezi, eu mituit, toți șefii tăi de sus până jos, toți mituit. O să ai mari probleme dacă tu arestai la mine, eu mituit șefii tăi. Ce vorbești, mă? Polițiștii nu pot fi mituiți? Nu pot fi mituiți? Zi să moară la mămicuța ta. Ia numără tu plicul ăsta și vorbim după aia. Punem pariu. Of, mereu pierd pariurile. Ce mă enervează chestia asta. Dar mie îmi spui, mă, și pe mine mă enervează proștii, mă, și le spun în față. Foarte bine. Mă enervează proștii? Am înțeles. Și dacă nu înțeleg proștii, le mai spun odată. Mă enervează proștii. Aha, dar de plecat, tot cu dromaderul o să pleci? Dar normal că plec cu dromaderul, mă. Ce vrei, să merg pe jos? De ce întrebi? Știi, mă gândeam că dacă o să pleci, alți colegi de-ai mei o să te oprească, eu mai am și treabă, o să te aducă pe aici și ziceam să-mi dai mie banii de amendă acum, înainte, știi ce zic? Bă, nu prea înțeleg eu ce vrei tu să zici la mine. Adică să nu mai deranjezi sau ce? Exact, exact, știi, urăți birocrația. Rațai dracu de hoți. Deci îmi dai? Ce să-ți dau, mă? Banii. Ce bani, mă? De amendă. Ce amendă, mă? Pe care să o iei. Păi de ce să mai iau, mă, alta? Așa merge treaba la noi. Așa merge treaba la noi. Așa merge treaba la noi, Pompilică, a? Aoleu, șeful dumneavoastră erați. Nu, mama era. Mama dumneavoastră? Nu, bă, eu sunt șeful tău. Adică mama dumneavoastră e șeful meu? Ăsta e complet idiot. Băi, ce v-am învățat eu pe voi? Că dumneavoastră sunteți mama noastră? Băi, cretinule, ce v-am învățat eu pe voi? În secția asta de poliție. Ce? Polițiștii nu iau mită. Nu te aud. Polițiștii nu iau mită. Mai tare! Polițiștii nu iau mită! Ah, polițiștii nu iau mită, mă. Așa și? Și? Dacă tot am luat-o, trebuie să o aducem la dumneavoastră pe birou. A, la mine, că dumneavoastră știți ce să faceți cu ea. Știți ce să fac cu ea, a? Și? Păi și? Păi dacă tot ați venit aici, uitați de la Shake. Dar nu e rău sketch. Nu e rău. Nu, nu. Băi, prostule, ăștia sunt de la mine, sunt. Vă mulțumesc frumos. Ce faci, mă, idiotule? Nimic, dumneavoastră, să trăiți. Ieși afară. Am înțeles, să trăiți. Ieși afară. Dar știți, ăla e biroul meu. Hai, biroul tău. Ăsta e biroul tău. Păi ia-ți adio de la el, mă, că nu mai e. Ieși afară! Mă, dai, mai